Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou Enigma! Eu sunt Ruben și sunt gata oricând să fiu la dispoziția voastră. Iar acum, haideți să vedem care este Enigma de astăzi. Situația politică mondială a dus în prim plan un model de leadership străin valorilor lumii civilizate. Deși el a existat întotdeauna, nu a fost conștientizat sau, mai bine zis, nu a fost băgat în seamă de lumea modernă. Pentru o mai bună claritate, să amintim că în 2017, cartea anului în Rusia a fost școala de negociere Kremlin de Igor Rizov, nimic greșit până aici, mai ales că Igor Râzov este matematician și are o experiență comercială de aproape două decenii. El a urmat programe speciale de pregătire în domeniul negocierilor la Universitatea Harvard și Camp Negotiation Institute în Statele Unite ale Americii. Cărțile sale sunt traduse în cinci limbi, o performanță unică pentru autorii de limba rusă care abordează domeniul afacerilor. Probabil că vă așteptați ca în cartea care mai nu a fost tradusă și lansată și în limba română să găsiți ceva lumină în arta negocierii care vine de la răsărit. Este adevărat că ceva lumină aduce cartea, dar nu acea lumină pe care o așteptăm ca niște oameni avizi de cunoaștere, ci una care să clarifice cum a fost construită de foarte multe decenii politica externă a Rusiei. Cartea descrie modul în care negociau diplomații ruși și cum abordau negociatorii lor ai Uniunii Sovietice negocierile internaționale. Bineînțeles că au încercat tehnicile pe care le voi expune în continuare și cu cei mai puternici, dar nu prea a funcționat, ceea ce a dus la perioada numită războiul rece pe scurt, cartea prezintă cinci postulate, adică niște ziceri de tip axiomatic care nu se cer demonstrate, ci se recomandă luarea lor ca lege fundamentală de gândire. Hai să vi le povestesc pe scurt. Primul postulat este taci și lasă pe celălalt să vorbească. Nu dezvolta niciun fel de comunicare cu partenerul de negociere. Lasă-l să vorbească până nu mai știe ce a spus și ce nu. Și se va simți vinovat că nu a fost capabil să convingă. Nu schița niciun gest de aprobare sau de respingere. Lasă pe cel care vorbește fără niciun control asupra discuției. Asta îl va epuiza, îl va dezorienta și îl va face vulnerabil oricât de puternic ar fi el la început. Al doilea postulat este să pui întrebări, fără a lăsa pe celălalt să întrebe la rândul lui nimic. Cine pune întrebările are controlul, așa că trebuie să câștigi cât mai mult control cu cât întrebările sunt mai surprinzătoare, cu atât este mai bine. Rolul lor nu trebuie să fie acela de a aduce claritate. Ele trebuie să îl pună pe celălalt în dificultate. Cel mai bine este să nu-l lași să răspundă până la capăt. Iar dacă încearcă explicații mai complicate, să îl acuzi că nu știe ce vrea, că nu este pregătit pentru negocieri. Răspunsurile oricare ar fi ele trebuie să fie ignorate sau folosite ca trambulină pentru alte întrebări. Așa că pregătește cât mai multe întrebări exagerat de multe pentru ca să pari interesant și stăpân pe situație. Al treilea postulat spune că trebuie anulat orice expertiză. Dacă se va folosi argumentul experienței pentru un timp îndelungat, se va contracara cu un timp și mai îndelungat. Dacă se va folosi expertiza unor cercetători recunoscuți, se va răspunde cu alții chiar și închipuiți. Orice este bun dacă anulează expertiza celuilalt. Minimalizarea și ducerea în derizoriu este pasul următor. Ce mare specialiști ești tu! Oricine poate face ceea ce ai făcut tu. Dacă se demonstrează un val imens de cunoștințe, acesta trebuie limitat, chiar și cu simple afirmații, cum ar fi Eu știu mai multe decât tine sau Am lucrat cu alții care erau cu mult mai buni decât tine. Făl pe celălalt să se simtă mic, mic mic de tot, cât se poate de mic, să ajungă și el să creadă că este mic. Al patrulea postulat sună chiar morbid, bagă-l în groapă. Spune că nu are nicio șansă să se ridice la nivelul tău, că a greșit capital încercând să negocieze cu cineva atât de suficient ca tine. El este doar un gândac care nu se poate ridica la nivelul tău. Nu există nicio posibilitate pentru el să câștige ceva, să facă ceva bun. Aici cred că nici nu mai trebuie să dezvolt foarte mult, pentru că cel puțin o dată în viață ai întâlnit pe cineva care ți-a administrat o astfel de lecție. Fă cumva ca groapa să fie cât mai adâncă, să nu vadă nici luminița de la capătul gropii. Abia acum este pregătit să negocieze cu tine și mai ales în termenii tăi. Al cincilea și ultimul postulat spune că acum este momentul în care se întinde covorul roșu marele specialist, și umanist, și filantrop, și marele geniu cu care ai negociat până acum, are o soluție salvatoare pentru tine. El este salvatorul tău. În plus, tocmai a devenit foarte interesat să te ajute să închei negocierea cu succes. Bineînțeles că soluția nu este nici pe departe una convenabilă pentru partea salvată în acest mod. Așa a ajuns politica sovietică să se răspândească mai peste tot în lume. Așa s-a ales Europa cu o cortină de fier, cum a numit Winston Churchill, care a fost timp de aproape 50 de ani regula în relațiile internaționale. Așa a plătit România o datorie de război evaluată la 300 de milioane de dolari cu peste 2 miliarde de dolari. Așa se exprimă pretențiile rusei la o hegemonie teritorială și ideologică, chiar și în secolul 21. Bun, o școală de gândire foarte eficientă în negociere, dar care are o singură metehnă, merge numai o singură dată. A doua oară, nimeni, dacă are toate funcțiile gândirii normale, nu va mai intra într-o astfel de negociere. Poate vei spune că nimeni nu este obligat să rămână într-o astfel de relație comercială sau politică. Foarte corect și foarte adevărat. Dar oare modul acesta de gândire există doar în cartea lui Igor Rizov și în cei care au rămas în tiparele gândirii sovietice? La nivelul declarativ, într-adevăr, nimeni nu ar alege conștient să urmeze o astfel de cale. Dar la nivelul faptic, oare cum stau lucrurile. Până vom găsi răspuns la întrebarea care tocmai a fost lansată, haideți să vorbim puțin despre principiile leadershipului modern, care, deși variază în funcție de context, are câteva legi generale care sunt considerate fundamentale pentru un leadership eficient în era modern. Iată câteva dintre aceste principii. Un lider actual trebuie să aibă o viziune clară și o strategie bine definită. Aceasta implică stabilirea unui scop comun și direcționarea efortului organizației către realizarea acestui scop. Un lider trebuie să inspire și să mobilizeze oamenii în jurul viziunii sale și să dezvolte strategii adecvate pentru a obține succesul. Tot liderul modern comunică eficient și este interesat de dezvoltarea comunicării atât în interiorul organizației cât și în exteriorul ei. Viziunea, obiectivele și așteptările către echipă sau către clienți trebuie să fie comunicate cât mai clar și coerent. Ascultarea activă și feedback-ul deschis sunt de asemenea componente cheie ale comunicării eficiente în leadership. De asemenea, un lider modern trebuie să fie empatic și să înțeleagă nevoile și perspectivele celorlalți. Capacitatea de a se conecta cu membrii echipei, de a le înțelege punctele de vedere și de a-i sprijini în dezvoltarea lor este esențială pentru construirea unui mediu de lucru pozitiv și. Motivant. În ceea ce privesc relațiile de serviciu, delegarea și împuternicirea sunt cheia succesului. Un lider modern recunoaște importanța delegării și împuternicirii și le folosește din plin. El știe că nu poate face totul de unul singur și prin urmare trebuie să încredințeze sarcini și responsabilități echipei. Aceasta îi permite liderului să se concentreze pe aspectele strategice și să permită celorlalți să se dezvolte, să-și manifeste potențialul. Aceste direcții vor dezvolta echipa. Un lider modern recunoaște importanța dezvoltării echipei și investește în creșterea și dezvoltarea membrilor săi. Prin cursuri, acces la resurse de actualitate, mentorat și coaching. Liderul oferă sprijin și îndrumare pentru a ajuta pe ceilalți să-și atingă potențialul și să se dezvolte profesional. Ca să nu intrăm în păcatul plictiselei sau al unui seminar de specialitate, încheiem descrierea conducerii moderne cu două principii majore, flexibilitate și adaptabilitate. Lumea actuală este în continuă schimbare, iar liderul modern trebuie să fie și el flexibil și adaptabil. Capacitatea de a se adapta la noile cerințe, de a-și schimba direcția și de a se ajuta ajusta în funcție de contextul în schimbare este crucială pentru un lider eficient. Înțepenirea în convingeri limitative ridicate la rang de principiu are urmări nefaste atât asupra liderului, dar mai ales asupra întregii organizații. Acum să revenim la întrebarea lansată mai devreme. Cum stau lucrurile la nivel faptic? Ce fel de principii de conducere se aplică în organizațiile în care lucrăm sau cu care lucrăm? Cât de moderne sunt modurile în care funcționează organizațiile actuale, cât de deschiși la principiile moderne de conducere sunt decidenții de astăzi. Oricât de bizar ar părea, eu cred că un nou tip de leadership se manifestă. Poate nu declarat, poate nu lăudat, dar cumva tolerat și acceptat ca soluție salvatoare, când altă idee mai interesantă nu a apărut. Oriunde vom cerceta, în orice domeniu, politică, afaceri, familie, religie, vom găsi și o mică oază în care principiile de conducere moderne sunt absente sau cel puțin neglijate. Este adevărat că de obicei, în acest fel, se suplinește lipsa de competență. O vorbă veche, înțeleaptă, spune că acolo unde este competență puțină, există foarte multe reguli. Iar unde există și lipsă de competență, și lipsă de omenie, funcționează un nou tip de leadership, eficient, răspândit dar găunos. Se bazează în principiu pe trei piloni care împreună aduc mereu rezultatele așteptate. Atenție! Nu cele corecte, nu cele normale, ci cele așteptate. Minciună, manipulare și... tobe, element, surpriză. Se punește la o minciună mică, mică, mică de tot. O minciună poate prin exagerare. De obicei este pusă pe seama faptului că așa vorbește lumea. Cum nimeni nu a înțeles vreodată exact ce vorbește lumea, este cel mai ușor să arunci în discuție și în actul de conducere o minciună micuță și aproape simpatică, dar care servește unui demers. Apoi urmează manipularea. Atunci când cineva vrea să te facă să crezi ideile lui fără să le înțelegi, se numește manipulare. Tehnicele sunt multiple. Poți găsi și o emisiune, uh, enigma despre manipulare. Bun, dacă nu te-am pierdut până aici, fii pe fază că am ajuns la miezul problemei. Elementul surpriză este considerat de liderii slabi ca cea mai eficientă armă. Cheamă pe cineva la negociere pentru mere și apoi îi vinde pere. Este nepregătit, este vulnerabil și de rușine, va accepta orice propunere. Bineînțeles, elementul surpriză funcționează foarte bine cu presiunea de timp. Nu trebuie lăsată nicio breșă nicio portiță prin care să scape. Și uite așa, scopul este îndeplinit, omul este pus cu botul pe labe, deci va fi docil o vreme, iar organizația prosperă. Ce bine ar fi să fie așa. Indiferent dacă organizația este o firmă, o instituție sau familia ta, această metodă te transformă în om de cea mai joasă speță. Poate ai succes, poate ai rezultate, dar nu prea mai ești om. Cu siguranță se poate și altfel. Într-un fel sau altul, oricine este un lider. Chiar și cea mai simplă și umilă îndeletnicire implică influențarea altora, iar conform lui John Maxwell, conducerea este influență. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Hai să-ți spun pe scurt câteva rezoluții prin care poți să exerciți o influență pozitivă și cu integritate asupra oamenilor. În primul rând, cunoaște-te pe tine însuți. Cel mai dificil adversar cu care vei lupta vreodată ești chiar tu însuți, așa cum spune filozoful chinez Shun Tzu. Fă un exercițiu de autoreflecție și identifică valorile, punctele tale forte și slăbiciunile tale. Înțelege cum te influențează emoțiile și cum reacționezi în diverse situații. Autocunoașterea te va ajuta să te dezvolți ca lider și să te angajezi într-un proces de creștere continuă. Nu poate exista creștere dacă nu știi nivelul la care ești. Evaluează-te cu sinceritate, cel puțin pe tine însuți, nu poți să te minți. Alocă suficient timp pentru a te cunoaște înainte de orice decizie majoră. Deciziile au mai multă legătură cu cine ești tu decât cu informațiile despre subiectul în dezbatere. În al doilea rând, învață și dezvoltă-te constant. Liderii buni sunt în permanență în căutarea oportunităților de învățare și dezvoltare. Fă efortul de a învăța din experiențele tale, de a studia și de a te informa în domeniul în care activezi. Participă la programe de dezvoltare a abilităților de leadership, caută cărți și mai ales citește-le și explorează noi metode de urmat, cultivă atitudinea deschisă și curiozitatea pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele și abilitățile. Atunci când crezi că le știi pe toate, tocmai ai ieșit de pe făgașul creșterii. Iar cei care depind de actul tău de conducere vor simți că nu mai ești la zi cu ceea ce faci. Orice angajat și orice învățățel îi place să știe că cel care îl conduce este foarte bun, așa că ai grijă să fii bun. În al treilea rând, dezvoltă relații interpersonale. Fii mai mult decât un șef. Un lider bun trebuie să aibă abilități solide de comunicare și să poată stabili relații interpersonale eficiente. Învață să asculți activ și să fii empatic față de ceilalți. Dezvoltă abilități de comunicare clare și coerente. Învață să-ți motivezi și să încurajezi echipa. Să facilitezi colaborarea și să construiești relații bazate pe încredere și respect reciproc. 1 este un număr prea mic pentru a face ceva semnificativ în societate. Ai nevoie de o echipă, de cineva care să împărtășească viziunea ta și să o considere ca fiind și a lor. Nimeni nu îți va adopta viziunea ta de frică sau din constrângere salarială sau de altfel. Comunică! fă pe oameni să se îndrăgostească de ideea ta, arată-le cât de mult au de câștigat din asta, pentru că așa fac liderii mari. Gata! Sper că v-am fost de folos și de data aceasta. Cam asta a fost pentru acum. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați că puteți să-mi scrieți oricând pe adresa de e-mail a emisiunii noastre, emisiunea.enigmarongmail.com La fel de important pentru comunicare este și canalul de Telegram, emisiunea Underline Enigma, unde dorim să dezvoltăm o comunitate frumoasă, cu valori și preocupări comune. Să aveți o săptămână plină de bucurie. Până data viitoare, nu uitați că sunt aici pentru voi.